Merg. În primul rând, orașul este foarte descentrat cultural. Adică în 70% din teritoriul Bucureștiului nu poți să vezi un film, nu poți să mergi la teatru, nu poți să faci nicio activitate culturală. Totul este concentrat într-o mică zonă din centrul orașului. Nu mai avem practic cinematografe. Nu mai avem o preocupare pentru cultura bucureștenilor, adică vorbind statistic, o mare parte dintre ei își petrec timpul liber în parc, la mall, la shopping, nu și într-o zonă culturală. Ce se întâmplă cu finanțarea fenomenului cultural? Este extrem de netransparent. Aș zice că 80% din tot ce cheltuiește Bucureștiul pe segmentul cultural se găsește în bugetul primăriei și a instituțiilor conexe ca și bunuri și servicii. Ce bunuri și ce servicii? Asta, dacă nu ești în administrație, nu ai cum să faci.